Să deschidem scripturile la Exod, pagina 95 și să citim de la, de la, capitolul 32, primele șase versete. Exod, capitolul 32, primele șase versete, pagina 95. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis, Haide, Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aaron le-a răspuns, scoateți cercei de aur din urechile nevestelor, fiilor și ficelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și au scos cercei de aur din urechi și i-au adus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arder de tot și jerfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace. Vă invit să luați loc. Mai întâi mulțumesc lui Dumnezeu că prin mila și prin harul lui sunt din nou împreună aici cu voi. Am ajuns din nou aici. De când am mai fost, am văzut că v-ați lărgit. Mai bine zic, v-ați lungit. Ați făcut aici o lucrare de renovare și Domnul să fie lăudat pentru tot ceea ce ați putut face și tot ceea ce El a făcut, de fapt, prin mila și prin îndurarea Lui. Mă gândeam la ce frumos ați făcut și cum ați făcut. Și mă gândeam la viața de credință comparativ cu ceea ce ați făcut voi. Și este o lege, îi zice legea entropiei. Legea asta spune că toate lucrurile, din momentul în care au ajuns în ființă, se degradează. Totul se degradează. Absolut totul se degradează. Ați făcut amvonul ăsta frumos. În momentul în care a fost gata, știți ce a început? Degradarea lui. Să mai crape, să se degradează totul. E o lege. E o lege. În lumea aceasta totul se degradează. Abia în lumea lui Dumnezeu, acolo lucrurile nu se mai degradează. Ne-am adus aminte când evreii au fost coși din Egipt și acum au și înspre țara Canaan și spune Scriptura că 40 de ani hainele nu li s-au rupt, sandalele nu li s-au rupt. Nu se mai degrada nimic. De ce? Era acolo Dumnezeu cu degetul lui, cu mâna lui. Nu era normal, era anormal, dar pentru că e Dumnezeu, Lucrurile nu se degradează, în cer nu o să fie nicio degradare, în cer o să fie o stare de harde săvârșită. Dar aici pe pământ lucrurile, dacă nu vegem, se strică. Vedeți, cineva, fratele păstor sau frații din comitet sau voi, a zis, mă, ar trebui făcut ceva, că s-au stricat, că s-au degradat, că le-am făcut cu mulți ani în urmă și ar trebui făcut ceva ca să fie frumos și să arate bine. Așa e și în viața de credință. Se întâmplă, dacă nu suntem atenți, ca lucrurile să se degradeze. Aduceți-vă aminte ce scrie Domnul Iisus Hristos, Îngerul lui Bisericii din Efes, care lucra, care mergea, care făcea, care avea răbdare, dar spune, s-a degradat ceva. Ceva s-a stricat acolo și tu nu știi. Și ce s-a stricat? Ce s-a degradat? dragoste. S-a degradat dragostea. Și Dumnezeu zice, nu-i bine, acolo trebuie făcut o reparație. Dacă nu se face reparația, eu voi lua sfeșnicul din locul lui. Vei rămâne în întuneric, nu vei, nu vei mai avea lumină. Când Dumnezeu, după ce Dumnezeu s-a îndurat de sufletul meu și mi-a mântuit sufletul, m-am rugat cinci ani de zile pentru soția mea și fică mea care când eu m-am întors, era deja în clasa 8, era trasă spre lume și nu aveau nicio preocupare pentru credințe. Când, după ce m-am întors, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să mă rog pentru ele să postez în fiecare săptămână, mi-a spus ce să fac și cum să fac, că o vreme le-am tot cicălit și le-am bătut la cap că trebuie să se pochească până s-au săturat de mine și au zis, mai bine nu te pocăiai, pentru că de când te-ai pocăit, în casa noastră e numai ceartă mereu ne cerți că noi nu suntem bine. Și atunci am zis, Doamne, ce să fac? Și Domnul a zis, stai din gură, nu le mai spune, roagă pentru ele și postește. După cinci ani de zile, Dumnezeu le-a mântuit sufletul. Și s-au întors amândouă în aceeași zi, că vorbiți despre un botez, a fost un botez și s-au botezat. Și sunt acolo în curte, după ce s-a terminat slujba de botez, veneau, așa cum se întâmplă, să ne felicite, fras din adunare acum. Știți, de obicei se întâmplă invers. Femeile sunt mai grabnice să vină la pocăință și noi bărbații suntem mai căpoși. La noi, în familia noastră, s-a întâmplat invers. Eu am venit și mereu cei din familie se mirau că nu vine și soția mea, că ele sunt cu inimă mai sensibilă femeile. Dar așa a fost. Și acum ziceau, o, ce bucuros ești, că în sfârșit, după atâția ani, s-au întors și ele. Și eram în curte, a venit, a venit un frate și a zis, da, te văd bucuros, că în sfârșit s-au pocăit. Și așa, fără să stau pe gânduri, i-am spus, cum să nu fiu bucuros? Sunt bucuros din toată inima pentru ceea ce Dumnezeu a făcut. Dar mi-a venit, mi-a ieșit pe gură un cuvânt la care eu nu m-am gândit. Și cuvântul acesta a fost, dar lupta de-abia acum începe. Asta mi-a ieșit pe gură, dar lupta de-abia acum începe. Și el s-a uitat așa lung la mine și nu m-a înțeles. L-am văzut că era contrariat și probabil se gândea ce asta. Păi, ele acum și-au rezolvat problema. Ele și-au rezolvat problema. Au rezolvat-o și lupta abia începe. Vedeți, viața de credință uneori este așa ca și o clădire de asta. Se degradează dacă nu suntem atenți. Dacă nu avem grijă, se degradează și. Trebuie să facem, vedeți, mereu vorbim despre o reformă, vorbim despre trezire. De ce se vorbește în istoria bisericii creștine despre trezire? De ce se vorbește în istoria bisericii creștine despre reformă? Pentru că lucrurile s-au degradat. Pentru că lucrurile au ajuns între creștini, între cei ce au crezut și cred în Domnul Isus Hristos, lucrurile au ajuns într o stare în care n-ar fi trebuit să ajungă. Și atunci e nevoie de ceva, de un efort. Ați făcut un efort ca să renovați aici? Sau nu? A fost ușor? Peste noapte, dintr-o dată, v-ați răzit cu biserica așa frumoasă. Ați făcut un efort. Ați făcut un efort mare. Uneori este nevoie de un efort mare în ceea ce privește viața de credință. Se mai întâmplă un lucru. Acasă la tine și acasă la mine. Tot așa și cu casele noastre, ca și cu casa asta de rugăciune. Se degradează. Și ce se întâmplă? Eu, acasă, la mine, dacă acolo ceva s-a întâmplat, s-a zgâriat un perete sau ceva, îl văd în fiecare zi și mă obișnuiesc cu lucrul ăla. Îl văd în fiecare zi și nici nu-l mai văd. Dar vine un musafir la mine. Intră în casă și se uită acolo, la pata aia pe perete sau la zgârietura aia, și în mintea lui, nu-i gospodar fratele Dan. Uite cum și-a lăsat casa în paragină. Eu nu văd că m-am obișnuit. El că vine din afară, vede mai ușor. De aceea, zice Scriptura, să vegem unii asupra altora. S-ar putea să nu vezi fisurile din viața ta de credință, dar să le vadă mai bine, fratele păstor. Nu că vrea să te judece. Dar așa se întâmplă. Din exterior, vedem mai bine. Și atunci e nevoie de o reformă. E nevoie să reparăm lucrurile. Viața de credință e frumoasă numai dacă e la nivelul la care Dumnezeu ne cere să o ținem. Dacă nu, nu e frumoasă. Dacă nu, nu e frumoasă. De aceea, gândindu-mă la ce ați făcut aici, mi-a venit acest gând cu viața de credință. Oare trebuie reparat ceva? Oare trebuie ceva reparat în viața ta personal? Se degradează lucrurile, nu te baza pe faptul că ai primit odată. Lucrurile se degradează dacă nu veghem. Mi s-a umplut inima în această dimineață de bucurie mare, mare de tot. Nici nu mai îmi trebuie altceva, pot să mă duc acasă la zalo liniștit, dar o să mai rămân dacă Domnul dă har și după masă. Știți ce, ce mi-a umplut inima de bucurie? Mai multe lucruri, dar primul lucru care mi s-a umplut, ceea care a fost deasupra tuturor, a fost fata asta frumoasă de aici, din față, Tabita. Poate voi n-ați observat, că sunteți obișnuiți. Eu am observat. Mi s-a umplut inima de bucurie. Din cauza bucuriei ei. Voi ați văzut cum cânta fata asta cu toată lumea. Cât de bucuroasă cânta. Era o pată de culoare frumoasă aici, în adunare. O rază de lumină. Domnul s-a binecuvintese. Și acum uite ce frumos zâmbește. Nu? Îți crește inima, scrapă inima în tine de bucurie. Ei, oare n-ar trebui să fie viața noastră? Cei care mărturisim despre Domnul Isus Hristos, mărturisim cât bine ne-a făcut El, Nu ar trebui să fie viața noastră o bucurie de felul acesta? Ba da, ar trebui să fie. Și ar trebui să se vadă în inimile noastre această bucurie și apoi pe fețele noastre. Pe fețele noastre ar trebui să se, facă acea... să se vadă această bucurie. S-ar putea să nu fie. Și atunci ce facem? Cred că e cazul să facem o renovare. Cred că e cazul să intervenim întâi cu cu barosul, cu picamărul, să spargem și să stricăm tot ceea ce s-a împietrit și după aceea să punem în loc faianță, gresie, instalație de aer condiționat și toate celelalte, ca să fie lucrurile frumoase. Dumnezeu să ne ajute să nu ne obișnuim cu o stare de lucruri care nu-i după voia lui Dumnezeu, cu o neputință care Punea fratele, fratele și fratele din romani, da, da, Dumnezeu ne promite lucruri mari, trebuie să îndrăznim prin credință, să le accesăm prin credință. Să-i cerem lui Dumnezeu să împlinească în dreptul nostru tot ceea ce nu-i împlinit aici din Sfintele Scripturi. Să-i cerem prin credință și să nu ne mulțumim cu puțin. Dacă Domnul ne ajută și ne dă har, și să ne ajute și să ne dea har, Aș vrea așa cum dimineața și și după masă să vorbim despre un lucru pe care eu îl consider deosebit de important pentru viața noastră de credință. Și lucrul acesta este, aspectul acesta este cunoașterea lui Dumnezeu, care ne poate duce sus pe culmi sau necunoașterea lui ne poate lăsa într-o stare de neputință și de slăbiciune. Vedeți? Am citit aici, în pasajul acesta, despre ce s-a întâmplat în momentul acela când poporul evreu Eșind din țara Egiptului și mergând acum spre Canaan, la un moment dat s-a trezit fără Moise conducătorul cel care i-a dus până acolo. Unde era Moise? Moise era pe munte în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a chemat acolo ca să i vorbească și ca să-i dea legile pentru popor. Moise era acolo, a trecut timpul, nu s-a mai întors, erau a stat până la urmă 40 de zile, poporul nu știa ce se întâmplă, nu aveau telefoane mobile să comunice cu Moise, să-l întrebe de ce nu mai vei. Și au zis, să o fi făcut ceva, s-o prăpădit acolo pe munte, o fi căzut în vreo prăpastie, ce să facem mai departe? Ce să facem mai departe? Și cer lui Aron să le facă un Dumnezeu. Și cer lui Aron să le facă un Dumnezeu. Fă-ne un Dumnezeu care să meargă Înaintea noastră. Ce zice Domnul Isus Hristos în rugăciunea din Ioan 17, la versetul 3? Ce este important? Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta este important. Să te cunoască pe tine, Tată, și să mă cunoască pe mine pe care m-ai trimis. Viața veșnică e asta, cunoașterea lui Dumnezeu cunoașterea lui Dumnezeu. Poporul acesta evreu nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Dar vreau să vă duc cu gândul la câte experiențe deosebite a avut acest popor. Știți, când Dumnezeu îi se descoperă în rugul aprins prințului Moise și îi spune, vreau să te trimit acolo în Egipt ca să scos poporul meu din mâna lui Faraon, din mâna robiei. Și Moise nu vrea să se ducă, știți care are cu Dumnezeu o discuție în contradictoriu, el nu vrea să meargă, până la urmă Dumnezeu îl convinge și Moise se duce ca să scoate poporul. Să fie alta prin care Dumnezeu să scoate poporul din Egipt. Și zice lui Dumnezeu, dar nu mă vor crede. Nu mă vor crede. Eu acum m-am întâlnit cu tine, te-am văzut aici în rugul prins, mi-ai vorbit, dar mă duc la ei și o să le spun, m-a trimis Dumnezeu. Și o să zică, dar care Dumnezeu? Nu aveau nicio noțiune, erau 400 de ani și mai bine de robie. Nu mă vor crede, ce să fac? Și zice Dumnezeu, uite ai acolo în mână un toiag. Aruncă-l jos. Aruncat toiagul și s-a transformat într-un șarpe. Prinde-l din nou, l-a prins, s-a făcut din nou un toiag. Uite mâna, bago în sân. O scoți afară plină de lepră. Bago din nou în sân. O scoți afară vindecată. Dacă nu te vor crede, spune-le că eu sunt cel ce sunt. Dar ce spune asta? Ce le aici? Spune-le că eu sunt cel ce sunt. Fă semnele acestea și minunile acestea în fața lor. S-a dus Moise și a făcut aceasta. Până la urmă poporul a zis, da, credem că Dumnezeu te-a trimis. Bine, pornim la drum. Și Moise s-a dus în fața lui Faraon. Faraon nu a vrut să-i lase. Dumnezeu când a văzut încăpățânarea lui Faraon scrie că i-a și împietrit Dumnezeu inima ca să nu-i lase. Dar Dumnezeu avea un plan. A făcut acolo niște minuni deosebite în Egipt, în fața lor, în fața poporului. Și cea mai mare minune a fost aceasta când și -au, au tăiat mielul pascar, pascal, au uns sângele casei cu uh, ușori ușii cu, cu, sânge și n-a intrat îngerul morții acolo, însă a intrat în toate celelalte case ale egiptenilor. După aceea au venit și au scos, după ce au pornit de acolo, I-a dus și au ajuns la Marea Roșie. Marea Roșie s-a despicat în două și poporul a trecut pe acolo. După ce au trecut ei, după ce Marea a venit la loc și a animicit armata egiptenilor, au plecat prin pustie. Dumnezeu era în mijlocul lor, în fiecare zi. Ziua, ca să-i nu dogorească soarele, că era cald pe acolo, era un or deasupra lor. Noaptea era un stâl de foc înaintea lor. Aveau. Electricitate. Aveau curent electric. Era Dumnezeu care ilumina acolo. Toate acestea le-au văzut. Toate acestea le-au văzut. Au fost atâtea semne pe metru pătrat cum n-a fost niciodată în, toate, în toată istoria aceasta omenirii. Toate acestea le-au văzut. Acum, nu este curios, nu este ciudat că la un moment dat aceștia care au văzut toate acestea se duc înaintea lui Aron și spun Aron, fă un Dumnezeu care să ne ducă mai departe că Moise s-a prăpădit, nu știm ce s-a făcut cu el. fă un Dumnezeu. Este ciudat. Este ciudat. Oamenii aceștia care au văzut toate lucrurile pe care le-au văzut, nu l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Nu l-au cunoscut. Și interesant este că se adresează marelui preot care trebuia să fie reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ și el să, marele preot, să fie între Dumnezeu și oameni, să mijlocească pentru oameni înaintea lui Dumnezeu și să învețe pe oameni despre Dumnezeu. Marele preot avea rostul acesta, să facă slujbă acolo, înaintea lui Dumnezeu, pentru oameni. Și marele preot, când ei se duc înaintea lui și spun, fă-ne un, un, Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, le face un Dumnezeu. Scoateți cercei, scoateți bijuteriile, aduceți-le la mine și din ele face un vițel de aur. Marele preot. Bun, vițelul e acolo, în fața lor. Și ce zic ei? Ce zic ei în momentul acela? Israele, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Ce, ce logică are afirmația aceasta? N-are nicio logică, nu are niciun sens. Acesta era Dumnezeul care i-a scos din Egipt. Acesta era Dumnezeul care s-a manifestat în Egipt cu atâta putere? Nu era. Dar ei credeau că acela este. Ei credeau că acela este. Nu l cunoșteau pe Dumnezeu. Aron nu-L cunoștea pe Dumnezeu. N-aveau nicio imagine despre ce înseamnă Dumnezeu, deși l-au văzut pe Dumnezeu la lucru într-un mod extraordinar, manifestându-se într-un mod supranatural până atunci. Și vine de pe, Mois, de pe munte Moise. Coboară după 40 de zile cu cele două table în mână să vină în mijlocul poporului. Și când vede ce se întâmplă, când vede unde a ajuns poporul, moi se dă cu pietrele de piciorul muntelui și se fac praf. Și am zice, noi cum a îndrăznit, pentru că erau scrise cu degetul lui Dumnezeu? A îndrăznit și bine a făcut că a îndrăznit. Vreau să vă întreb, la ce folos legile acelea în mijlocul unui popor idolatru? La ce le-ar fi folosit acestui popor idolatru? Nu le-ar fi folosit la nimic. Nu mai aveau nicio valoare pentru poporul acela dar Moise vă rog să vă gândiți la imaginea aceasta erau un popor întreg inclusiv Aron în fruntea lor care au început să mănânce să bea și să joace și un singur om din popor Moise care vede lucrurile diferite de ei toți erau foarte bucuroși acolo era o mare sărbătoare și un singur om un singur om, Moise, vede lucrurile diferit. De ce e așa? De ce Moise a văzut lucrurile diferit de ei? Îndrăzniți? Pentru că Moise îl cunoștea pe Dumnezeu. Moise era singurul care îl cunoștea pe Dumnezeu. După ce Dumnezeu s-a întâlnit cu Moise acolo la rugul, rugul aprins. După ce mereu, mereu, mereu ei -au, au stat de vorbă unul cu celălalt. Moise avea o părtășie continuă cu Dumnezeu, mereu se ducea înaintea lui Dumnezeu, mereu vorbea cu Dumnezeu și mereu și Dumnezeu îi vorbea lui. Și în felul acesta Moise l-a cunoscut pe Dumnezeu și poporul, nici măcar Aron, fratele lui, nici măcar Aron nu l-a cunoscut era relația lui Moise cu Dumnezeu. Era părtășia lui Moise cu Dumnezeu. Era statul în prezența lui Dumnezeu. Era bucuria de a sta cu Dumnezeu a lui Moise. Am întrebat-o odată pe o mămică, așa într-o adunare, ca și aici la voi, care avea un copilaș în brațe. Și am zis, așa mi-a venit în timp ce vorbeam și am zis, soră, copilașul avea vreo 3-4 luni. Era, după aia am aflat că era o fetiță, așa frumoasă ca și Tabita. Și zic, soră, te cunoaște copilul pe care îl ții în brațe? Și mi-a plăcut, sora imediat a răspuns, fără să se gândească, da, frate, sigur că mă cunoaște. Te întreb, cunoaște un copil, un bebeluș de trei luni, își cunoaște mama? Sigur că o cunoaște. De unde știe mama că o cunoaște? Și ce cunoaștere este? E o cunoaștere instinctivă. Copilul acela o simte pe mama, nu știu, o miroase pe mamă. Simte că e mama lângă ea. O cunoaște, dar e un mod, dacă vreți, rudimentar de, de cunoaștere, instinctiv. Încă la nivelul rațiunii nu are cunoștințe, dar ceva instinctiv din ea, o face să o simtă pe mamă. Și acum vă întreb, și mai ales mămicele știu mai, știu mai bine să răspundă, copilul acesta, pe măsură ce crește, o cunoaște mai bine pe mamă? Tot mai bine, cu fiecare zi, cu fiecare zi care trece, mama o ia, o leagănă, o ține la piept, îi dă de mâncare, îi cântă, îi spune despre Domnul Iisus, deși te aștepți că nu știe copilul, dar spuneți-le la copii despre Domnul Isus încă de la două, trei luni, încă de când sunt mici. Eu am avut o experiență ca și bunic deosebită. Am fost foarte șocat și surprins. Știți, cei care nu sunteți bunici nu mă înțelegeți. Nu o să pricepeți nimic din ce vă spun. Trebuie să ajungeți bunici ca să înțelegeți. E o relație deosebită între bunici și nepoți. E altceva decât între mamă și copil sau tată și copil. Bunic e altceva, e altceva. Tot spuneam asta și un frate nu mă... Deci a ta eram despărat pe tine, ce tot îmi spui? ce relație ai? până când a avut și el nepoți. Și acum te înțeleg. Și prima, prima nepoțică avea 8 luni de zile, o țineam în brațe. Eram acasă la fică mea și țineam fetița în brațe și vorbeam cu ea, dar eu vorbeam așa numai, că nu mă gândeam că ea mă înțelege la 8 luni. Lângă unde stau ei este o casă și în, în curte la vecin este un câine care latră mult. Și chiar în timp ce o țineam în brațe pe neposica mea, câinele a început să latre în curte dincolo. Și eu da, nu m-am gândit că îmi răspunde, avea 8 luni de zile. Zic Victoria, că așa o cheamă. Victoria, cum, cum, latră, cum face câinele? Și fetița la 8 luni face... Huh, huh. Am crezut că pic jos. Am crezut că leșin. O stric pe fica mea, era într altă cameră, zic, vino repede, vino repede, vine, ce e tata, ce e tata? Zic, Victoria știe cum la câinele. Bine, tata, zice, lasă-mă, ce să stea, povești. Zic, nu, hai să facem un test. Fica mea lângă mine, cu fetița în brațe și zic din nou, Victoria, cum face câinele? Hum, hum. Și fica mea s-a șocat. A fost un șoc pentru noi, dar știți ce am înțeles eu atunci? Uite că un copil la opt luni înțelege ce întrebi și îți răspunde. Nu vi se pare asta uimitor? Un nu zic că victoria e mai deosebită, ca așa toți. Un copil la opt luni înțelege ce întrebi și îți răspunde. De aceea zic, cântați-le, vorbiți-le despre Isus, când îți mici, când îi țineți în brațe, înțeleg Înțeleg undeva, nu știu cum face Dumnezeu, înțeleg. Și Dumnezeu îi va binecuvânta prin părinții care în felul acesta au grijă de ei și le vorbesc încă de mici despre Isus și despre calea aceasta sfântă a pocăinței. Relația, cunoașterea, este tot mai mare pe măsură ce anii trec. De ce? Pentru că crește copilul, mama mai vorbește, o mai îl mai mustră pe copil, îl mai ceartă pe copil. Voi vă certați copiii, vă vii mustrați? Nu! A scăzut în capcana asta cu psihologia, nu mai trebuie să le spuneți nimic, nu mai trebuie să le dați cu la fund, nu mai... Eh, Dumnezeu să aibă milă! Îi mustri, îi cerți. Ce se întâmplă în mustrare, în certare, în mângâiere, în încurajare, în îmbărbătare? Ce se întâmplă? E o altă cunoaștere o altă cunoaștere mai profundă, mai adâncă și cu fiecare zi care trece, relația dintre cei, cei doi este mai aproape pentru că se cunosc mai bine. Și mama descoperă în copil lucruri pe care nu le descoperă o vreme, le descoperă mai târziu. Vedeți, cunoașterea lui Dumnezeu, care e atât de importantă, ea trebuie să o ajungem la această cunoaștere prin relație, prin umblarea cu Dumnezeu, prin vorbirea cu Dumnezeu, prin părtășia cu Dumnezeu. Moise era în această relație cu Dumnezeu, poporul nu. Poporul a văzut minunile, poporul a văzut semnele, poporul a văzut manifestarea glorioasă, puternică, înfricoșătoare, zice la un moment dat, când Dumnezeu se manifestă pe munte, cu tunete, cu fulgere, poporul strigă, Moise, să nu ne mai vorbească Dumnezeu, S-au îngrozit, a intrat groaza în ei. Să nu ne mai vorbească Dumnezeu, vorbește-ne tu. Și cu toate acestea nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Însă Moise l-a cunoscut. Moise a știut ce se întâmplă. În momentul acela a înțeles Moise ce e în inima lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vede destrăbălarea în care poporul era și faptul că se închinau acum unui idol, îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat? Vedeți? Cineva îmi zicea când s-a botezat soția și fică mea, gata, lucrurile s-au rezolvat, de acum înainte trai pe vă trai. Nu e adevărat. Am intrat într-o relație. Este cunoașterea aceea inițială și mulțumim lui Dumnezeu că ni s-a descoperit. Ca la niște copii, ni s-a descoperit. Ne-a vorbit despre Domnul Isus Hristos și am înțeles jertfa Lui, ne-a vorbit despre păcatul din viața noastră, am înțeles și ne-am dus înaintea Lui și am zis, da, Doamne, avem nevoie de tine, suntem vinovați, suntem păcătoși, salvează-ne. E o cunoaștere, dar e doar o cunoaștere inițială. Cunoașterea aceasta trebuie să crească, trebuie să crească tot mai mult cu fiecare zi. Cunoașterea aceasta trebuie să crească, asta ne va ține în picioare, asta ne va ține tari în fața pericolelor și a ispitelor. Vin vremuri grele peste creștini, vin vremuri grele Dumnezeu trebuie să trimită vremuri grele. Nu-i Dumnezeu dacă nu trimite vremuri grele și pedeapsă. Pentru că creștinii s-au întors împotriva lui Dumnezeu exact așa cum s-au întors evreii împotriva lui Dumnezeu după ce au început să se închine la idoli. S-a vorbit despre America, s-a vorbit despre Australia, două țări în care bunăstarea e la culme. Dar la fel este și Europa noastră, Europa de vest, Uitați-vă unde s-a ajuns astăzi în țările pe care Dumnezeu le-a binecuvântat cel mai mult. Oamenii nu mai vor să audă despre Dumnezeu. Sau dacă aud despre Dumnezeu, dacă vor să mai audă despre Dumnezeu, vor să audă doar despre un Dumnezeu care le bagă în buzunar și le umple traista. Dar nu ăsta e Dumnezeu. Nu ăsta e Dumnezeu care îți umple numai buzunarul și îți umple traista și îți dă. Un astfel de Dumnezeu le mai trebuie și la americani, zicea cineva bine zicea. La americani zice, dacă vrei, să te, dacă vrei să te atingi de ei, atinge-te de buzunarul lor. Și atunci ai rezolvat problema. Că altceva nu interesează. Buzunarul lor să fie plin. Și s-a ajuns astăzi, că de acolo, din America asta, mult binecuvântată, să se împrăștie în toată lumea creștină nebunia aceasta cu, te, cu, cu Evanghelia Prosperității. Dacă ești creștin, toate lucrurile trebuie să-ți meargă bine. Pentru că așa e americanul. umple buzunarul și nu are treabă. Dar nu ăsta e Dumnezeu. Cunosc un Dumnezeu fals. Se închină la un idol. Se închină la un idol. Și Dumnezeu trebuie să pedepsească. Va veni pedeapsă peste Europa. Va veni pedeapsă peste America. Și va veni pedeapsă și peste Australia. Pentru că creștinii care au fost cel mai bine cuvântați de Dumnezeu i-au întors spatele lui Dumnezeu și au umblat și umblă după alții Dumnezei. Și n-ar fi drept dacă nu ne-ar pedepsi. Pentru că pe alții mai, târ mai în urmă i-a pedepsit. N-ar fi drept dacă n-ar pedepsi. Deja se pregătește armata. Se pregătesc, arm se pregătesc armatele care să se ridice împotriva creștinilor firești care s-au lăudat că îl cunosc pe Dumnezeu, dar au trăit cum au vrut ei. Știți că se umple Europa de musulmani? Dumnezeu va folosi musulmanii aceștia ca pe o armată, cum l-a trimis cum i-a trimis pe nebucadnețar să pedepsească Israelul. Dumnezeu va trimite armata lui de musulmani ca să-i pedepsească pe creștinii care s-au lepădat de credință și care au trăit într-un mod firesc închinându-se la idoli. Veți vedea asta în anii care vin, în vremurile care vin. Să ne ajute Dumnezeu să ne trezim până când nu prea târziu. Un astfel de Dumnezeu le trebuia evreilor. Un astfel de Dumnezeu le trebuia, un vițel de aur, așa cum și astăzi creștinii vor un astfel de Dumnezeu. care e diferența între vițelul acela de aur și Dumnezeul adevărat? E mare. E mare, e imensă, nu, nici nu putem vorbi. Dar un lucru, un lucru. Acest lucru, acest Dumnezeu le-a plăcut evreilor și acest Dumnezeu place și astăzi, și mai ales creștinilor, creștinilor care sunt lumești și care sunt firești. Ce putea să-ți facă vițelul acela de aur? Ce deci că s-au sculat înaintea lui și au început să mănânce, să bea și să joace. Îmi închipui că era, nu știu, poate că ar trebui să mă duc la original să văd exact ce însemna asta. Probabil că era un dezmăț acolo, un desfrâu. Dar care era problema? Ce a zis Dumnezeul lor, vițelul de aur? Văzându-i că desfrânează, văzându-i că și-au ieșit din sărite, din minți. Ce a zis Dumnezeu? N-a zis nimic. N-a zis nimic. Acolo era în fața lor, dar n-a zis nimic. Vedeți? Un astfel de Dumnezeu vor oamenii. Uitați-vă în jurul vostru, uitați-vă la lumea în care trăim. Toți cred în Dumnezeu, nu? Încerci să-i spui. Am fost îndemnați să le spunem celor din jur, să mergem și să ne ajute Dumnezeu să mergem și să le spunem celor din jur. Dar ce să le spui oamenilor despre Dumnezeu? Încerci să le vorbești despre credință, despre calea lui Dumnezeu de mântuire? Și ce spun ei? Care e răspunsul lor? Așa că sunt ofensați. Mulți dintre ei sunt ofensați. Dar ce, eu n-am Dumnezeu? Dar eu n-am credință? Dar și eu am Dumnezeu? Dar crezi că eu nu mă rog? Dar și eu mă rog? La cine te rogi? La cine te rogi? La Dumnezeu care îți dă voie să faci tot ce vrei. Un astfel de Dumnezeu e convenabil. E convenabil Oamenii vor un astfel de Dumnezeu. Mă rog, lui, dar îmi trez viața cum vreau eu. Nu e acesta vițelul de aur? Nu e acesta idolul la care se închină oamenii astăzi? Pentru că ei n-au zis, Mois, Aaron, uh, iată vițelul de aur. Au zis, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și oamenii astăzi zic, Dumnezeu. Și se roagă lui Dumnezeu. Dar se roagă unui idol cioplit după mintea și imaginația lor. Un Dumnezeu inventat de mintea și de imaginația lor. Ce-i un idol? Dumnezeu spunea în, în vechime, poporul să nu se închine la idoli. Ce era un idol? Era ceva cioplit de mâna omului sau desenat de mâna omului, pus acolo în față și omul se închina înaintea lui și zice, acesta este Dumnezeu. Imaginația omului, scultorul acela după imaginația lui făcea un idol. Îl cioplea din lemn, îl ciopea din, din piatră, îl făcea din aur, îl făcea din argint, după imaginația omului și zice, acesta este Dumnezeu. Deci imaginația omului s-ar putea să nu fie o statuie. S-ar putea să nu fie un tablou, că noi zicem că noi nu avem așa ceva. Și slavă Domnului că nu avem. Că ne-a venit mintea la loc și am înțeles că Dumnezeu nu e lemn și piatră și pânză, ci Dumnezeu este Duh. Dumnezeu ne-a luminat să înțelegem cine este Dumnezeu. Și nu avem. Dar s-ar putea, în mintea noastră, să avem idei greșite despre Dumnezeu. Pentru că n-am citit Biblia cu atenție. N-am fost sârguincioși în studierea scripturii să vedem cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, cum se manifestă Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu, ce îmi cere Dumnezeu. Și n-am citit cu atenție și în mintea noastră s-au strecurat idei greșite despre Dumnezeu, pe care la fel zic, le-am primit că dacă a venit bine din America, a venit și rău mai mult din tot felul de informații greșite pe care le-am luat dintr-un mediu evanghelic corupt, corupt, care astăzi este putred până în măduva oaselor și le-am preluat și noi. Și o idee greșită despre Dumnezeu este tocmai aceasta despre care v-am vorbit. Dumnezeul acesta al binecuvântării. Dacă vrei bani, cere lui Dumnezeu și îți va da bani. Dacă vrei o mașină, spune-i culoarea, spune-i anul de fabricație, spune și Câte locuri să aibă și Dumnezeu și crede, frate, trăiește prin credință. Asta e credință. Să-ți dea Dumnezeu roșie cu 10 locuri din 2030. Asta e credință. Să primești o mașină. Și am primit, nu ne-am gândit la lucrurile acestea. Dar asta nu Dumnezeu. Nu asta face Dumnezeu. Asta e o minciună. Asta e o înșelare. Asta e o rătăcire. Și oamenii cred într-un astfel de Dumnezeu. Zicea un, un om al lui Dumnezeu Tozer, pe care eu l-am citit și care mi-a fost de mare folos în viața mea de credință. Zicea în America, dar asta zicea în urmă, cu 100 de ani vă puteți imagina ce e astăzi. Zicea în America și noi pre, eu zic asta pentru că noi preluăm modelul acesta greșit, Dumnezeu să aibă milă de noi. Zicea, cea în, în America de la ora 10 dimineața când încep bisericile, adunările acolo, de la 10 la 11, sau de până cât stau ei, că nici nu mai pot sta mult, că e greu să stai mai mult de oră, dar în, în orice caz, dimineața când se adună credincioșii, e ora de idolatrie a Americii. Așa zicea ei. El nu se închină lui Dumnezeu, se închină unui idol. E ora de idolatrie a Americii. America întreagă, duminica dimineața, se închină la un idol, pentru că nu-i Dumnezeul adevărat. E Dumnezeul plăsmuit în mintea lor, în imaginația lor, s-au lăsat înșelați de învățători mincinoși, de proroși mincinoși și cred, au idei greșite despre Dumnezeu. Dar Dumnezeul acesta e convenabil. Nu mă mustră, nu mă ceartă, nu mi spune că nu-s bine, nu îmi spune că am o problemă, nu îmi spune că trebuie să repar, că mi s-a spart acoperișul, Deasupra capului, vorbesc, vorbesc acum din punct de vedere al credinței, s-a spart acoperișul și prin gaura aia din acoperiș vin tot felul de prostii, de învățături străine și eu nu repar acoperișul. Le las vină, să mă inunde. Pentru că Dumnezeul acesta e convenabil. Nu te ceartă, nu te mustră. Vrei un astfel de Dumnezeu? Vrei un astfel de Dumnezeu? Ai mare grijă. Ai mare grijă că s-ar putea să-l găsești, dar să fie spre nenorocirea sufletului tău. Dumnezeul nostru care e bun, milos, îndurător, spune Scriptura că ce face copiii lui? Nu suntem feciori din curvie, suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce face cu noi? Ne pedepsește, ne mustră, ne ceartă, pentru că vrea să fim după voia lui. Adevăratul Dumnezeu nu-i Dumnezeul despre care se vorbește astăzi, Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu e dragoste. El n-ar îndrăzni să ne mustre, n-ar îndrăzni să recerte nicio. Așa de mult ne iubește că niciodată nu ne spune ce greșim. Crezi într-un astfel de Dumnezeu? Eu nu cred. Eu nu cred. Este un idol. Dumnezeul nostru este dragoste. Dar Dumnezeul nostru este și un foc mistuitor. Dumnezeul nostru este un tată care poartă de grijă. Dar Dumnezeul nostru e un tată bun, care disciplinează atunci când copiii o iau rasnă, pentru că îi iubește. iubește așa de mult, încât nu-i vrea să-i lase, să-și piardă sufletele. Intervine. Și uneori intervine conuia aspră. Conuia aspră. Aseară am fost la o adunare și a fost acolo un tânăr, 31 de ani. Campion, nu știu dacă nu mondial, oricum, la nivel mondial, olimpic, nu știu, la karate. Nu l vrea pe Dumnezeu. Nu vrea să audă de Dumnezeu. Nu îl interesa. Era în culmea succesului. Tânăr, puternic, frumos. Și a sărit să facă baie într-un râu și a dat cu capul de o piatră. Și acum e în scaun pe rotile. Scaun pe rotile. El care era cel mai puternic luptător. Și a zis, mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut asta în viața mea. Altfel niciodată nu l-aș fi căutat. Și acum din scaunul de perotile, handicapat, îl laud pe Dumnezeu în fiecare zi și îl preamăresc pe Dumnezeu în fiecare zi pentru bunătatea lui față de sufletul meu. Sunt unele lucruri în viața noastră, ne rugăm pentru bolnav și să ne rugăm și să ne dea Dumnezeu să ne rugăm cu credință. Dar unele din, în unele situații ajungem acolo pentru că nu-L mai ascultăm pe Dumnezeu. Nu mai avem sensibilitate față de Dumnezeu. Vrem să trăim cum vrem noi. Vrem să trăim cum ne place nouă. Și nu mai suntem sensibili atunci când, atunci când Dumnezeu ne mustră și ne ceartă și El, care e un tată bun, nu se poate face că nu se întâmplă nimic. Un tată responsabil cu copiii lui, când vede că cu... o iau rasna copiii lui, un tată responsabil, zic, că sunt tot mai puțin de felul ăsta astăzi în lume, un tată responsabil nu zice, asta e treaba lui, dacă vrea să se ducă cu droguri, să se ducă cu droguri, dacă vrea să facă prostii, să facă prostii, asta e, nu? Asta zice un tată responsabil. Intervine, băiete, în casa mea nu faci așa ceva. Te disciplinez, nu te las. De ce? că -ți iubesc sufletul. că -ți iubesc sufletul. Vedeți? Oamenii vor un Dumnezeu, așa ca și evrei atunci, care să-i lasă să facă tot ce vor ei. Tot ce vor ei. Ce zice Dumnezeu când îl cheamă pe Moise pe munte? Și zice, ai grijă, spune poporului să nu se apropie. Să nu se apropie. Niciun dobitoc să nu se apropie de munte. Că vine nenorocirea. De ce? De ce? Trebuiau să aibă în mintea lor că Dumnezeu e un Dumnezeu sfânt și că nu te poți apropia de El. Oricum. Spune-le să nu îndrăznească să se apropie de munte. Spune-le! să intre groaza în ei, că au de-a face cu un Dumnezeu Sfânt, să aibă grijă, să vegheze. Tunete, fulgere, cum am zis. Pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu Sfânt. E diferență între el și vițelul de aur? Este? Cade la cer la pământ. Cade la cer la pământ. În fața vițelului de aur, Poți să stai cum vrei. Poți să stai cum vrei. Nu trebuie să te îmbraci frumos, nu trebuie să trăiești frumos, nu trebuie să ai gânduri curate, nu trebuie să ai vorba curată, nu trebuie să. Poți să stai oricum. Oricum. Probabil că cei tineri mai bine mă înțeleg, că se mai uită pe internet, mai văd ce se întâmplă în contextul acesta. Acesta e Dumnezeul care se promovează astăzi. Acesta e Dumnezeul care se promovează astăzi în mari concerte, așa zis creștine. Poți să stai oricum, poți să vii oricum. Nimeni nu mai vorbește despre păcat, nimeni nu mai vorbește despre relația cu Dumnezeu. Dumnezeu te primește așa cum ești. Vedeți, minciuna cea mai periculoasă este minciuna care conține în ea și adevăr. Că dacă e numai minciună 100% pură, o depistezi și te ferești. Dar când minciuna are în ea și elemente de adevăr, asta e cea mai periculoasă. E letală, e mortală, e distrugătoare. Dumnezeu te primește așa cum ești. E adevărat? Da! Dar te vrea în continuare așa cum ești. Nu! Nu! Dar nu, asta nu se mai spune. Dumnezeu te primește așa cum ești. Vino la El, bucură-te! Bucură-te că te primește așa cum ești și după 10 ani îl găsești tot acolo după 20 de ani îl găsești tot acolo așa cum ești, Dumnezeu te primește vedeți minciuna împrăcată în adevăr Dumnezeu e dragoste e adevărat? Da, e adevărat dar dacă numai la despre asta vorbești și scoți, adevăr, scoți la o parte sfințenia lui Dumnezeu e o minciună e o minciună și astăzi oamenii oamenii din lume Oamenii din lume vor un astfel de Dumnezeu care te primește așa cum ești, care este dragoste și care îți face numai bine. Dar asta e un idol, ăsta e un idol care a fost șoplit în mintea și în imaginația oamenilor. Vreau să vă citesc, mai avem câteva minute, ce scrie Apostolul Pavel creștinilor din Corint. Unul Corinteni, primul capitol, dacă citim chiar introducerea la Cartea Apostolului Pavel către Corinten prima epistolă, spune la versetul 2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus și chema să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Au fost sfințiți în Iisus Hristos, dar au fost chemați și să se sfințească au primit prin credință darul acesta al iertării, al, al, curățirii de păcate și au fost sfințiți în numele Lui Hristos, dar sunt chemați să se sfințească. Trebuia în versetul 8, scrie așa, El vă va întări până la sfârșit, cel care va va mântuit, va sfințit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuiau ca la final să fie găsiți fără vină. Și care era Soluția, versetul 9, credincios. Deci, ca să fiți găsiți fără vină, se termină versetul, versetul 8 și versetul 9. Credincios este Dumnezeu care ce-a făcut? v -a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. El, prin părtășia cu Domnul Iisus Hristos la care ne-a chemat, el ne va sfinți în așa fel încât să fim fără vină în final. Dar cum se face asta? Prin părtășia continuă cu Hristos, prin cunoașterea continuă a lui Hristos. Vă va întări până la sfârșit. Va face în voi aceasta. Dar dacă veți păstra această părtășie cu Domnul Isus Hristos. Vă întreb, în momentul acela, în momentul în care Pavel le scrie această scrisoare, îl cunoșteau ei pe Dumnezeu? Citesc în versetul, în capitolul 3. De la versetul 1 citesc câteva versete. Cât despre mine, fraților, vedeți, scrie unei biserici. Nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Ce zice la începutul epistolei? Care ați fost sfințiți în Hristos, Hristos a lucrat, ați crezut în El, v-ați întors de la ei la Hristos, a fost sfințiți. Și acum zice acestora, sfinților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. A trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Versetul 2. V-am hrănit cu, cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi și nici acum chiar nu le putea suferi. Și auziți versetul 3. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Tot lumești sunteți. Ce era aici? Nu era părtășia cu Hristos? Nu era cunoașterea mai adâncă, mai profundă? Ei, la un moment dat, lucru mare care îl aveau corintenii, este că la un moment dat, auzind predicate Evanghelia, ei au zis așa, da, noi până acum ne-am închinat la idoli. Da, noi până acum am fost păcătoși. Da, Hristos a murit. Credem aceasta. Credem în Hristos. Și prin credință au renunțat la idoli și au crezut în Hristos. Dar n-a fost niciun progres în viața lor. Zice, sunteți exact ca și cei din lume. Oia din lume se ceartă, voi vă certați. Oia din lume fac așa, voi faceți la fel. Nu e nicio diferență. Diferența era totuși că ați crezut în Hristos și nu vă mai închinați la idoli, dar ați rămas tot lumești. Tot lumești sunteți. Posibil așa ceva, Biserica Sfinților, da? Că zice voi, care a fost sfințiți în Hristos, sunteți lumești, nu vă pot vorbi, aș vrea să vă dau hrană tare, voi nu puteți să o primiți, nu puteți să o mestecați, stomacurile voastre sunt prea sensibile la hrana tare a lui Dumnezeu. Vă place un Dumnezeu așa cum ați înțeles voi. Vă dați seama de pericol? Vă dați seama de pericol? Și acum, oare numai Corintenii au fost în situația aceasta? Zice, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești? Numai Corintenii au fost în situația aceasta. De atunci încoace, creștinii nu au mai fost în situația aceasta. Astăzi, creștinii nu sunt în situația aceasta sunt din nefericire, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu sunt în cu Dumnezeu. Nu sunt în cu Dumnezeu. Și la finalul epistolei, capitolul 15, auziți ce zice la versetul 34. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care... care e problema? Nu cunosc pe Dumnezeu. Dar s-au botezat în numele lui Isus. Se lăudau că aveau daruri. Știți că ăia care erau mai răi, erau mai lăudăroși. Că s-a vorbit despre laudă. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele. S-a vorbit despre laudă. Și eu am predicat recent în biserică la noi despre laudă. Ăia care se lăudau mai mult, erau care aveau daruri. Aveau daruri, se lăudau cu darurile lor și desconsiderau pe alții care nu le aveau. Dar sunt între voi unii care au fost botezați, care se lăudau cu darurile lor, dar nu îl cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră, o spun, zice acest părinte, care le dorea binele și care vrea să-i aducă pe calea aceasta sfântă a pocăinței. Aveți un Dumnezeu fals. Vă închinați la un Dumnezeu fals. Unul e al lui Pavel, unul al lui Apollo, unul al lui Chifa, Veniți la masa Domnului, vă judecați unii pe alții, unii mâncați, alții vă îmbătați, Cei sărași n-au nimic. Asta e credință? Asta e cunoaștere de Dumnezeu? Asta e biserică? Vă dați seama? Din nefericire, lucrurile acestea se întâmplă și astăzi. Erau lumești, cum am zis, se lăudau. Aveau o doctrină greșită. Unii spuneau că nu este o înviere a morților. Aveau o doctrină greșită. Se lăudau cu păcatul, unii se lăudau cu ăla care trăia în păcat, în adulter. Tot felul de lucruri. Din ce cauze? Pentru că ieșiseră din Egipt. Au ieșit din Egipt, prin mila, prin îndurarea lui Dumnezeu, au ieșit din Egipt. Într-o zi. Au auzit despre Hristos și au crezut în El. Dar au crezut că au rezolvat problema. A venit și Duhul Sfânt și au primit câteva daruri și au zis, o, nu-i nimeni ca noi, nu-i nimeni ca noi. Frate, mie Domnul mi-a descoperit, eu n-am nevoie de nimeni, mie să nu-mi spună nimeni. Frate, eu știu, mie lasă-mă... Ați auzit de ăștia? Frate, mie să nu-mi spună nimeni, mie Domnul mi-a descoperit, eu fac ce vreau. Ce grozavi erau, au ieșit din Egipt. Dintr-o dată au zis, gata, am primit lumină. Dar ei se închinau la un Dumnezeu fals, trăind în felul în care trăiau. Pentru că atunci când ai pe Dumnezeul adevărat înaintea ta, îl vezi, ai părtășie cu El, nu-ți permis să trăiești cum vrei tu. Îți într o săgeată în inimă, te prăbușești la pământ, nu-ți poți permite. Nu-ți poți permite, înțelegeți? Când îl cunoști pe Dumnezeul adevărat, nu-ți poți permite. Nu-ți poți permite să spui o vorbă care să jignească pe soția ta. Nu sau dacă o spui, intră o săgeată în inimă și te arunci la pământ și să picioarele și zici, iartă-mă că sunt un ticălos. De ce? Că îl cunoști pe Dumnezeu. Nu-ți poți permite să ai relații nepermise ca tânăr, ca tânără. De ce? Că te vede mama, că te vede tata, că te vede păstorul, nu, că cunoști pe Dumnezeu. Îți intră groaza în tine că l cunoști pe Dumnezeu. Cum să fac așa ceva? Ne permitem atâtea lucruri că nu-L cunoaștem pe El. Că dacă L-am cunoaște, ar intra groaza în noi. N-ar trebui să ne spună nimeni. Pocăiește-te, taci, nu mai zice, nu mai fă. Nu, nu, nimeni nu trebuie să ne mai spună. Că ne spune Dumnezeul pe care îl cunoaștem și cu care avem părtășie necurmată. Necurmată. Nu doar duminică dimineața la biserică. 24 de ore din 24 și când dormim, gândul nostru trebuie să fie îndreptat înspre el. Cunoașterea de Dumnezeu. Astăzi oamenii nu-L vor pe Dumnezeu, vor un Dumnezeu fals și se propovădește un Dumnezeu fals, dar să ne păzească Dumnezeu de așa ceva. Ne întoarcem la El, părtășia cu El, stat în prezența Lui, creștem împreună cu El, Biserica trebuie să crească împreună cu Hristos, părtășia frățească e importantă, frații, surorile, slujitorii sunt importanți, totul trebuie să ne ducă însă spre cunoașterea lui Dumnezeu. Asta e lucrul cel mai important, mai ales astăzi, când este propovăduit un Dumnezeu fals. Și Domnul să ne ajute pe toți să vegem, să rămânem în picioare și să trăim acea viață sfântă care îl onorează pe Dumnezeul nostru, care are ochii cum? Ca focului.